Păi, îl întreb dacă e homosexual. M-ați auzit? Domnul Pițurcă, l-ați auzit? Da, l-am auzit. Băi, spune dacă ești homosexual. Dom'le, încă o dată, cu garoi din ăștia, cu ciori din ăștia, care stau în pat, care stau în pat și poartă legal 100-200 de kilograme de rahat în ei și mănâncă câte 50 de plăcinte, câte 25 de sandwich-uri și vorbesc la televizor și au ajuns țigani din ăștia să facă emisiuni, asta este ultimul lucru care se putea întâmpla în fotbal românesc. Băi, eu cred că ești homosexual. Garoiul ăsta care stă așa deasupra stâlpului așa și nu i-au trecut